Salutare minunaților! Bine v-am regăsit la un nou episod marca Manifest! 4 pași pentru a fi oricine vrei să fii. Săptămâna trecută am discutat despre frică și am analizat mai pe larg simptomele fizice pe care le putem resimți atunci când ne simțim copleșiți de această emoție. Astăzi vom explora setul de instrumente pe care autoarea ni le-a pus la dispoziție pentru a putea gestiona mai ușor și a depăși cu succes situațiile în care ne simțim înspăimântați. Dacă sunteți pregătiți, pornim chiar acum în aventura cunoașterii și manifestării! Setul de instrumente pentru frică. Primul pas din setul de instrumente al oricărei emoții este să îi spui pe nume. Dacă rostim cu voce tare ceea ce simțim, ne validăm emoțiile. A-ți valida emoțiile înseamnă că accepți și nu judeci felul în care te simți. Asta ne face să ne simțim mai stăpâni pe emoțiile noastre, astfel încât să le facem față mai bine. La început, spune-ți ție însuți ce simți, fie în gând, fie cu voce tare. De exemplu, mă simt speriat pentru că, și apoi zici clar ce anume te înspăimântă. După aceea, poți discuta cu altcineva despre ceea ce simți, cu un prieten, un profesor, un părinte sau cu orice alt adult de încredere. Dacă te simți în largul tău, spune-le ce gândești, iar ei o să-ți dea un sfat sau te vor ajuta să te simți în siguranță. Dacă nu discutăm despre ceea ce simțim și continuăm să ne înfrânăm emoțiile, ajungem să fim supra-solicitați și să ne simțim singuri. Din cauza asta, ne e mai greu să depășim situațiile prin care trecem, indiferent care ar fi ele. Pasul numărul 2. Exercițiu de respirație. Cum am menționat mai devreme, frica poate aduce o grămadă de schimbări în corpurile noastre. Se poate să simțim un gol în stomac sau să ne simțim încinși sau agitați. Ca să ne ajutăm corpul să se calmeze, când avem anumite simptome fizice, trebuie să transmitem creierului mesajul că este în siguranță și că pericolul nu este real. Există multe exerciții care ne ajută să respirăm mai lent atunci când ne simțim copleșiți de emoție. O să învățăm chiar acum un exercițiu foarte simplu care se numește 4 înăuntru, 4 afară. Așează-te sau întinde-te pe spate. Pune-ți o mână pe burtică. Inspiră profund și lent pe nas timp de 4 secunde. Pe măsură ce inspiri, simte-ți burtica ridicându-se ca un balon care se umflă. Expiră pe gură timp de 4 secunde, simțind cum ți se desumflă burtica. Repetă inspirația și expirația vreme de câteva minute sau până când te simți mai calm. Fă acest exercițiu acum și vezi cum te face să te simți. Pasul numărul 3. Rostește o afirmație. O afirmație este un enunț pozitiv pe care ni-l putem spune nouă înșine, în gând sau cu voce tare. Când îți repeți o afirmație pozitivă, îi transmiți mesaje bune creierului tău. Asta te poate ajuta să te simți mai calm, mai încrezător și mai stăpân pe situație. Ori de câte ori simți una dintre emoțiile mai complicate, repetarea unei afirmații te poate ajuta să te concentrezi și să te simți mai bine. Chiar dacă nu crezi în afirmațiile acestea atunci când le rostești, cu cât le spui mai des, cu atât o să reușești să crezi mai mult în ele, așa că exersează-le în continuare. Data viitoare când simți că ți este frică, încearcă să repeți în sinea ta aceste afirmații. Sunt curajos, nu are de ce să-mi fie frică. Sunt în siguranță și sunt protejat. Sunt mai puternic decât fricile mele. Pot să fac față oricărui lucru. Pasul numărul 4. Încurajează-te singuri. Uneori, când ne simțim speriați, avem o mulțime de temeri și griji despre ce se poate întâmpla. Dar când ne încurajăm singuri, începem să ne simțim mai curajoși. Asta ne poate ajuta să facem față lucrurilor de care suntem înspăimântați și așa ajungem să ne învingem fricile și să ne arătăm nouă înșine cât de puternici suntem în realitate. Dacă ți se pare dificil să te gândești ce să-ți pui în asemenea situații, imaginează-ți ce îi spune celui mai bun prieten dacă ar fi speriat. Apoi, spune-ți același lucru ție însuți. Uneori, nu trebuie decât să te convingi singur și apoi să treci la treabă. Cam atât pentru astăzi, minunaților! Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare! Sunteți pupați! Minunații!